nu s-a făcut bugetul acum de curând, anul 2018 se anunță unul nu foarte plăcut din punct de vedere financiar. Cum se anunță din punct de vedere al proiectelor? Bună ziua și bun venit la noi. Într-adevăr, luna aceasta a avut loc ședința de Consiliu Local privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Ca în toate OAT-urile există și nemulțumire pentru că veniturile au scăzut în acest an, dar încercăm să facem față proiectelor de investiții pe care ni le-am propus încă de anul trecut. Încercăm să continuăm investițiile demarate în anul 2017 și să demarăm proiectele tehnice pentru investițiile noi programate pentru anul 2018. Este vorba de lucrările care vor demara în această primăvară la dispensarul uman din Cotul Vameș, modernizare cămin cultural la Cotul Vameș și modernizare străzi în Comuna Horia. Este vorba de două proiecte care cuprind majoritatea străzilor principale care au rămas neasfaltate. Pe lângă acestea sunt cheltuielile materiale și de mentenanță, întreținere pentru toate obiectivele de pe raza comunei. Amintesc aici cele două școli din Horia și Cotul Vameș, plus liceul agricol Ionescu de la Brat, unde sunt destul de multe deficiențe care trebuie remediate. Numai cu încălzirea la liceul agricol Ionescu de la Brat cheltuim aproximativ 2 miliarde în fiecare an. Sunt 4 centrale pe lemne pentru cămin internat, cantină, corpul principal, corpul de școală, plus celelalte cheltuieli pentru bună desfășurare a condițiilor de învățământ. Pe lângă acestea mai sunt lucrări de întreținere drumuri, reparații curente la școli, la grădinițe, să încercăm să facem o igienizare în acest an, să văruim clasele. Sunt foarte multe reparații care trebuiesc remediate în acest an. Acoperișul la școală. Prioritare pentru 2018, care sunt? Toate sunt prioritare și tot ce am menționat acum am încercat să prindem bănuți pentru a demara lucrările în acest an. Am ajuns unde trebuie. Cum stăm? Am spus că e mai sărac bugetul față de anul trecut. Da, așa este. A scăzut cu câteva miliarde bune bugetul de anul acesta, dar am ținut cont exact pe veniturile care au fost încasate anul trecut, ținând cont de ce va fi pe minus anul acesta și am încercat să prindem lucrările pe bănuții pe care noi contăm. Bineînțeles, avem plăcuta măsură să beneficiem și de fonduri europene în acest an. Este vorba de căminul cultural de la Cotul Vameș, iar pe lângă acesta mai avem două proiecte prin Gala Elisabeta Doamna. Este vorba de îmbunătățirea sistemului de iluminat public în Comuna Horia și modernizarea două străzi asfaltare. Prin Gala Elisabeta Horia, care a fost 1.800.000 și aproximativ 2 milioane de euro au intrat, împărțit la cele 8 OAT-uri care facem parte din Gala. Pe Comuna Horia, pe cele două proiecte, undeva la 220.000 de euro. Asta sunt pentru iluminat? Iluminat plus asfaltare. Plus pe cele asfaltare. Două. Aproximativ 100.000 de euro pe fiecare proiect. Cam câți kilometri de asfalt? Sub un kilometru intră. Deci sunt două străduțe mai mici. Dar sunt de interes, înțeleg. De interes, sigur că da. Ați văzut că undeva în mai toate orașele din zona asta a Moldovei, primăriile au apelat la acea formulă de a ridica, de a crește cumva taxele și impozitele locale. Este cazul aici? Nu. Deci taxele și impozitele locale au rămas la același nivel ca și anul trecut. Beneficiază în continuare de acel spor de bonificație de 10% dacă își plătesc impozitele și taxele locale până la data de 30 martie.
De asemenea, de această bonificație beneficiază și persoanele juridice de pe raza comunei. Noi sperăm să reușim să menținem impozitele și taxele locale la același nivel, pentru că veniturile la populație au rămas cam aceleași. Plus, de alta, ca peste tot, populația este îmbătrânită și majorarea taxelor și impozitelor locale ar fi o povară pentru persoanele de vârsta a treia, care sunt și principalii cotizanți la impozite și taxe locale. Ați primit cumva sau primiți cumva semnale de la cei plecați în străinătate că și-ar dori să se întoarcă în localitate? Noi ne menținem pe același trend în ceea ce privește construcțiile noi care se edifică pe raza comunei. Într-adevăr, majoritatea tinerilor care sunt plecați la lucru în străinătate doresc să se întoarcă și să-și întemeieze o familie și o casă aici în Comuna Horia. Plus de alta că e tentantă și pentru alte persoane care vor să cumpere un teren și să construiască o casă în Comuna Horia. Din păcate, suntem deficitari la acest aspect, plus că prețurile continuă să crească de la an la an. Când spuneți că sunteți deficitari, în ce sens? Nu există teren La construit? acest moment, primăria nu dispune de terenuri care să facă obiectul legii 115, acea bonificație, să zicem, pentru tineri care doresc să-și construiască o casă. Să le punem teren gratuit la dispoziția lor pentru a-și construi o casă. Tot încercăm să identificăm dacă există posibilitatea pe acele terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei să le atribuim tinerilor, însă, din păcate, terenurile sunt undeva situate între alte proprietăți și nu au cale de acces, drept pentru care nu pot face obiectul acordării ca loturi de construire a unei locuințe pentru tineri. Nici nu avem posibilitatea să cumpărăm terenuri ca să putem să le acordăm tinerilor. Singura posibilitate este de a cumpăra de la proprietari și să-și construiască o casă pe raza comunei. Să ne întoarcem în februarie acum cu gerurile astea. Știți că este cod portocaliu, cum descurcați, aveți cazuri care trebuie, nu știu, poate luate în seama cea mai. Noi avem o situație prin compartimentul de asistență socială din cadrul primăriei, persoanele vulnerabile. Chiar în această dimineață, domnul viceprimar cu doamna de la asistență socială s-a deplasat în comună. Nu avem cazuri grave care să facă obiectul unor situații de urgență. Monitorizăm, suntem pregătiți să intervenim dacă mai încetează viscolul, pentru că avem și noi drumuri care sunt predispuse la înzăpezit întroienit, să intervenim cu utilajele din dotarea primăriei, să desfundăm și să creăm cale de acces liberă pentru toți cetățenii din comună. Sperăm să nu se prelungească acest cod portocaliu de viscol. Să nu fie și cantitatea pundente de zăpadă, că ăsta este Dar pericolul cel spuneți mai că mare. sunteți pregătiți pentru A intervenții în intervenit. caz. Sigur că da, sigur că da. Avem două utilaje cu lamă de zăpezire, avem stoc de nisip și sare și vom interveni când situația o va cere. Acum, ca să ajungem și să concluzionăm, că ne întoarcem iar la capitolul impozite, finanțe, buget, cum a început 2018 comparativ cu 2017? Porniți la drum cu un dezavantaj clar, pentru că bugetul este mai sărac, dar plecați cu un avantaj în ceea ce privește proiectele, pentru că sunt idei și trebuie puse în practică. Ne situăm pe același palier. V-am spus încă de la început, nu ne-am azardat să ne avântăm în alte proiecte de investiție dacă nu ne ține punga. Ceea ce ne-a propus e de interes și aduc un beneficiu comunei. Ne încadrăm în cheltuielile bugetare și vom face față anului 2018 în tot ceea ce privește investițiile pe raza comunei Horia.